Natură, oameni, timp liber, mișcare și peisaje care îți taie respirația. Aceste ingrediente au făcut ca prima ediție a evenimentului Crossul Pădurenilor, organizat în Poiana Răchițelii din comuna Cerbăl, să vibreze cu adevărat. Au fost 10 kilometri de frumos, așa cum au declarat și organizatorii. La linia de start, vârsta nu a mai contat. Bun venit la prima ediție a Crossului Pădurenilor. Ne bucurăm că sunteți aici. Eu mă numesc Dorela Murărașu, sunt doar ajutor în toată ingineria asta. Îl salutăm pe domnul primar care e pe acolo, pe undeva acum vine. În alergare, domn primar! Haideți! A ajuns. E un început, 10 km pentru foarte mulți dintre alergători. Crossul Pădurenilor este la prima ediție și vom participa cu mare, mare drag. Pentru unii e mult, pentru alții e puțin, însă ceea ce contează este ținutul pădurenilor și cu siguranță vor fi 10 km de frumos. Avem participanți din Arad, avem participanți din județul Hunedoara, normal că suntem acasă, și surpriza este că avem și ceva participanți internaționali, însă veți vedea asta la finish. Mă bucură faptul că scopul acestui eveniment a fost atins, adică cei care au venit pentru prima dată în ținutul pădurenilor aici în satul Poiana Răchițelii, în comuna Cerbăl, au rămas impresionați de aceste locuri frumoase și nu pot decât să mă bucur, pentru că totul a ieșit bine. La linia de start a primei ediții a Crossului Pădurenilor s-au aliniat 80 de participanți din mai multe colțuri ale județului și țării. A fost un eveniment energizant din toate punctele de vedere. Până și localnicii au stat pe margine și i-au încurajat pe alergători, așa cum au știut ei cel mai bine. A fost o cursă destul de grea, foarte multă pantă, n-am fugit niciodată așa multă pantă, nici la montană. Sunt obișnuit cu curse scurte, de 1.500, 3.000, 3.000 obstacole, 10.000 pe șosea, dar a fost un traseu frumos și sperăm că s-o ținem tot așa. Un traseu foarte frumos, plat, nu-i pe gustul meu, e montan mult, dar a fost super frumos, mi-a plăcut tare mult. Aș mai fi alergat dacă era continuarea. M-am simțit bine, traseu greu, nu mă așteptam să fie așa greu. Pantă destul de mare, a fost ok. Am tras cât am tot să vin în primii trei, că știam că se premiază numai primii trei. Atât s-a putut azi. De unde sunteți? Mai bine, din Lupeni, județul Hunedoara. Cum a fost traseul? A fost foarte frumos, de alergare, dar în același timp se solicită, că e urcare, coborâre, urcare, coborâre și solicită un pic mușchii. Dar mi s-a potrivit profilul, dacă ar fi fost plat, mi-era un pic mai greu. Eu fac montane și atunci aici m-am descurcat mai bine. E prima dată când vedeți traseul sau l-ați mai văzut? E prima dată când văd zona. Stau în Hunedoara de 2 ani, dar n-am mai fost pe aici, foarte frumos. Cum vă simțiți? La vârsta mea care am născut în 54, mă sunt destul de tânăr și optimist. Traseul e un traseu greu, n-a fost un traseu ușor. Depinde de pregătire. Traseul a fost potrivit. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență și dar în special vreau să mulțumesc participanților. Vreau să le spun felicitări. Să știți că noi pădurenii ne-am simțit minunat în prezența dumneavoastră, iar dacă și dumneavoastră v-ați simțit minunat aici la noi, înseamnă că scopul acestei acțiuni, acestui eveniment a fost atins. Vă mulțumim pentru tot și să știți că porțile ținutului pădurenilor sunt deschise întotdeauna pentru toată lumea. La final, toți participanții au fost, de fapt, câștigători. Primarul comunei a pregătit pentru cei prezenți mici, muzică bună, dar și un cinema în aer liber, iar petrecerea a durat până târziu în noapte.